Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi o să iasă un film mai lung, dar este concluzia finală la munca ce am pus făcută tot anul și care este rezultatul. Am spus că o să revin cu concluzia folosirii uleiurilor esențiale. Per total, să zicem că avem varoa. Folosesc un tratament chimic. Iată, avem varoa, nu este nicio problemă, e destulă. Și coloniile sunt puternice. Dar nu toate sunt la fel, deci nu toate sunt infectate la fel. Unii sunt mai tare, altele mai slabe. Iată, avem aici. Avem și aici. Acestea au căzut în decurs de 6 zile. Astăzi o să vă arăt și ce tratament fac eu. Iată, aici sunt mai puțini. Nu vi arăt pe toți că lezile astea care le-am întors acum sunt... N-au fost curățate fundurile de 6 zile și aceasta este cantitatea de varoa care a căzut. Iată, și aici avem varoa. Cam asta e, la ce văd eu în general. Este, să zicem, o infestare moderată. Iată, avem și aici. Aceasta e o colonie mai puternică. Bun. Deci, la rezultatul, la tratamentul chimic după folosirea uleiurilor esențiale tot anul, avem un rezultat, să zicem, moderat. Da, avem și colonii care sunt mai infestate. Acum să vă prezint, așa cred că e bine, să luăm mănușile și să vă arăt ce tratament folosesc. La câți păduchi au căzut acum, voi mai aplica un tratament cu amitraz. Nu o să vă spun cum am procedat rețeta, cine dorește să mă contacteze pe Facebook și îi spun, ca să nu mai apară discuții în vederea folosirii tratamentelor, fiindcă este un tratament chimic, nu o să o pun public, nu o să le spun public acest tratament. Atâta pot să spun că el arată așa, pe Benz. Iată așa arată. Și acum azi le schimb, să totuși să vedem cum arată și o colonie la ora actuală. Dacă tot umblăm la ei. Iată aici, dacă tot umblu la el, să văd cum îl restrâng, da? Probabil sunteți curios care e concluzia mea personală în folosirea uleiurilor. E simplă, la ce m-am gândit eu acum, este că trebuie folosit tratament chimic în toamnă, în momentul în care zicem că nu mai avem puiet. Să scot diafragma. Să vedem cam ce albin a mai rămas în stuc. Și dacă mai avem, dacă avem puiet la ora actuală, data de 25 septembrie.
Deci putem folosi ulei esențial, cotanul, cum am zis. Iată această ramă. Nu-și mai are rostul. Începem să strângem cuibul. Pe 5 rame, pe 6. Albina a scăzut. Nu știu dacă la toți. Am văzut și colonii mai puternice. Iată o altă ramă și aceasta o să o trec tot după diafragmă. Nu acum pun la iernat, o să mai le las un timp, dar dacă tot umblu la el, acum mut ramele după diafragmă să văd care. Iată-te, împrăștiată albina pe toate rame. Aici cred că o să rămână vreo 5 rame. Să scoatem tratamentul. Am prins cu pioneze. Astea-s benzini. Sunt curios unde e grosul albine. Am scos benzile și înaintăm, se vede. Unde e grosul albine? Avem așa ce? Da. Iată această ramă. E bună, are și păstură, albine nu prea are. Strânge. Iată aici începe cuibul. Vor ierna pe 4-5 rame. Pot spune că ori folosim un tratament chimic, ori ulei esențial, nu văd o diferență foarte mare, doar că la ulei esențial muncești mai mult. Per total nu sunt mulțumit de ulei esențial, simplu. Fiindcă tot trebuie să folosesc tratament chimic și unde voi pune eu ulei esențial va fi doar, să zic, în hrăniri de stimulare, în folosirea hrănirii la roiuri, cam pe acolo voi mai folosi eu ulei esențial. Iar tratamentele vor fi alternative, alternate și pus în practică exact așa ca la carte, fără a mai face experimente pe viitor. Deci, anul trecut am folosit acid oxalic. Anul acesta am folosit ulei esențial. Acești 2 ani au fost făcute ca test pentru tot ce voi mai face eu cu albinele, dacă voi mai continua cu ele, nu știu, fiindcă problemele mele de sănătate se tot agravează, iar dacă voi continua cu albinele, nu voi mai folosi alternative. Această colonie va rămâne pe 5 rame la iernat. Voi restrânge peste vreo 2 săptămâni așa. Acesta trebuia să intre pe 8 rame, dar
consider că 25% din albina a fost infestată cu varroa. Este albină, să sperăm că va trece cu bine de iarnă câtă este. Le vom organiza și vom vedea ce va fi la primăvară. Investiția în ele, adică să mai investești din buzunar bani, nu cred că mai are vreo, să zic așa, încurajare. Eu am văzut că bănuiesc că 30% din apicultori au pus la vânzare stupini. Și în aceste condiții nu prea o să mai rânteze. Se anunță o primăvară foarte grea. Am văzut unii că sunt supărați dacă îngrijește albinele cu siropuri. Se întâmplă să fie obligat să faci acest lucru. Dacă le ai, da, ești apicultor, să îngrijește albinele, da? Mai punem două benzi. Sunt foarte ușor de pus. În funcție de câți păduci vor cădea, vom mai pune benzi în cotură. Asta este a doua. Și mai urmează anul acesta să-i băgăm la iarnă. Deci ați înțeles. Nu, din privința mea, nu merită să pierzi timpul cu uleiul esențial tot anul. Dacă vrei să folosești ulei esențial, merge primăvara în stimulări. Să-l folosești la roiuri în timpul anului. Și cam atât. Deci nu merge să, cel puțin nu la mine în stupină, nu merge să tratez doar cu uleiul esențial. Este un risc destul de mare, fiindcă condițiile optime sunt foarte variate, fiindcă unii stupi au avut o infecție mai slabă și unii infecție mai puternică. Acei cu infecție mai puternică aproape că nici nu consider că s-au comportat parcă nici n-ar fi fost tratați. Așa arată. Bun. O să împachetez la iernat pe fiecare cum. Câte albină consider eu că are 5 rame, 6 rame, vor fi câțiva și pe 7, pe 8, dar nu văd nicio avansare față de anul trecut. Deci consider că nu m-a ajutat cu nimic aproape ulei esențial anul acesta. Bun, atâta fiind zis despre uleiuri. Până data viitoare, numai bine!